Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a convocat marți o întâlnire de lucru referitoare la stadiul proiectului autostrăzii A7, la care au participat 22 de primari, din care 17 din Suceava, 4 din Iași și unul din Botoșani, dar și firmele de proiectare, reprezentanții ai Agenției de Protecție a Mediului, Apele Române, Agenției Naționale pentru Ariile Protejate, Prefectura Suceava, SGA Suceava, ABA Siret, Direcția de Cultură, DJDP Suceava, reprezentanți CNAR București. Flutur a declarat după întâlnire că au participat primarii de pe traseul A7 din cele trei județe. Suntem avansați pe ruta Pașcani-Suceava. Cred că în vară e finalizată toată documentația ca să intrăm în procedură de scoatere la licitație. 95% din foraje sunt făcute, sunt deja citite studiile geotehnice de laborator. Urmează avizul de mediu, avizul de la Apele Române, a spus Flutur. El a arătat că s-a discutat despre cele 5 noduri de scărcări de pe A7 de la Pașcani, Tudora, Dolhasca, Liten, Roșior și la aeroport. Flutur a mai spus că pentru evitarea unor blocaje s-a avut în vedere găsirea gropilor de împrumut, de unde să se ia pământul necesar pentru construcția profilului de autostradă, iar fără implicarea primăriilor e mai greu. El a mai arătat că a cerut, tot cu sprijinul primăriilor, identificarea proprietarilor de pe traseul autostrăzii, pentru că va trebui dată o hotărâre de guvern, iar acești proprietari să fie despăgubiți. Pe ruta Suceava-Siret sunt făcute foraje doar 50% și vrem o recuperare până încep semănăturile de primăvară, a spus Flutur, care a menționat că a solicitat proiectantului să aibă în vedere și nodul care să se lege cu noul drum care face legătura cu punctul de trecere al frontierei Vicovu de Sus, dar și zonele unde se vor amenaja stațiile de carburanți, unde vor fi parcările. Trebuie să punem umărul. Finalul acestui an să ne găsească cu documentația finalizată, să scoatem la licitație, pentru că până la Pașcani deja s-a licitat și constructorul, din fericire, a început să construiască A7, a concluzionat Lutur.